Ce presupune augmentarea de penis? Se face anestezie locală la baza penisului, apoi se injectează o cantitate de minim 10 ml, maxim 20 de ml per sesiune în corpul penisului, stânga-dreapta și pe fața posterioară. După volumizare, pacientul are interzis la contact sexual timp de 7 zile și trebuie să facă masaj acasă. După injectare, este posibil să apară mici vânătăi care se duc în 5-7 zile. Gâlmele care rămân după injectare trebuie masate foarte bine acasă pentru a se distribui cât mai bine produsul. Alte riscuri sau efecte secundare nu există.